și m-am dus și am spus vreo două cuvinte. Asta la podcast, Malaca. Malaca în greacă înseamnă la Bagiu. Și eu nu știam ce înseamnă la 6 ani. Iar nu știam ce înseamnă. Da, da, da. M-am dus, am spus pe la școală și a doua zi toată securitatea era acasă. Nu mi te închipuiam că ai făcut balet. Da, eram slab, nu eram așa. Erai... Îți povestesc când am început să mă îngraș. În Grecia vin tăvile cu flori și se aruncă cu flori pe artiști. E mai bine la noi. Pe cântări. Da, avantaj noi. Bravo, 10. E mai bine la noi. Bine cu... Așa. Subțire, așa, bucățele mici de morcov, bucățele mici de castravet, date cu sare și cu mult oțet ca să consumi după aia, știi, să ți se facă sete. Și dădea ca un antreu. Da, ăla din partea casei. Din partea casei. Eu de la ora 6-7 după masa până la 5 dimineața, dacă nu am curățat tone, dar luam 30-40 de euro. Măcar a... Și eu făceam, eram mic, drăguțel, așa frumușel, slăbuț, toate babele trăgeau pe la mine, că am un succes la babe să vină poliția, dar mie îmi sunt dragi, pentru că de-aia mi-am ținut și bunica până la 101. Mi-a plăcut și facultatea, trebuia să fac teologie. Și am zis, nu e de mine. Eu sunt mai porcos de fel, e de mine, cu taie, Doamne ajută, nu e. Ce foarte trebuie. Bine că ai ales. După care am cunoscut toți teologic, colegi veniți de prin România. Și erau mai decât tine. Parfum, sunt sfânt. Mi se spune Sfântul Codruț. Și cum ne ascundeam și cum... poliția, fugeați. Câte WC-uri am spălat. Și... Cred, am făcut și asta. Ne-am luat și... am uitat de asta. Chiar am făcut și treaba asta. Da, era 30 de euro în plus. Am făcut. 30 de euro să speli WC-ul. Da, dar... De ce să nu fac? A spus maică, doamna Dumitrache, nici nu știu cum să vă spun. Nu știu ce se întâmplă cu el. 2-3, absențe de asta. Mama a zis, a venit mama acasă. Stai jos, ce să-ți povestească mama ta ceva? Mama ta de azi înainte la școală nu se mai duce. Never, înțelegi? Bunica, Dumnezeu să o ierte. Era rali dracu, di corvi li dracu, cica ta ce... Moldoveancă, da, bunica. De răsuna valea, în sat mă auzeam. Bine v-am regăsit, prieteni dragi, tot în grădină, tot cu voie bună și cu povești deosebite. Astăzi mă întâlnesc cu un prieten drag sufletului meu, cu un prieten care știe și greacă, știe să spargă farfurica în Grecia. O să-l întreb dacă la macedoni sau doar la greci, că nu prea știu asta cu spartul farfurilor. La noi, la Olten, se spărgea farfuriile, se spărgeau dimineața când se îmbătau nuntașii. Dar mai bine să-l întreb pe prietenul meu, așa cum v-am spus. Îi spun și Codruț, pentru că îmi place numele Codruț. Dumitrache sau să zic și Mihalis? Codruț, Mihalis, Dumitrache, asta e denumirea. Codruț, hai că bine te-am găsit. Acum am înțeles de ce nu ai farfurii pe masă. Ți-a fost frică să nu le sparg. Da, avem niște pahare, las că le sparg. O să vină și farfurile. Am zis să ciugulești așa de pe platouri. Am ciugulit deja românește. Dinainte să începem. Uite, să iau și o bucată din asta, că asta-mi place mie, preferata mea, de la Mircea Măcelaru. Mircea Măcelaru chiar are cele mai bune produse și îi mulțumim și noi pentru emisiune că ne trimite produse bune și... Domnul Edi e totdeauna prieten. Să vină poliția, toate sunt foarte bune. Eu dacă mi le-a spus în față, până la urmă de ce am venit? Am venit să mănânc. Să mâncăm, să ne simțim bine, suntem în grădină, ca acasă. Tu stai la bloc, nu? Stau la bloc. Dai grădină? N-am grădină la bloc, dar pot sta și la curte. Slavă Domnului! Sunt omul care are câteva case, dar stă doar într-una. Adică sunt bine. Deci ești bine. Sunt bine. Cum e treaba cu farfurile, dacă tot am început? Se spar la macedon sau la greci? La greci se spar farfurile. Nu știu prea multe despre macedoni. Am prieteni macedoni. Îmi place foarte mult comunitatea macedonească, că sunt foarte uniți. Adică ar trebui să învățăm și noi grecii, mă rog, eu sunt român. Așa. Născut în România, trăit în România, în Berceni, după blocurile gri. Sunt un român neoș jet-be-jet. Dar aveam Grecia, cum a fost treaba? Mama era de origine grecoaică și tata român. Și cum s-au întâlnit? Hai că e frumoasă povestea asta, un grec și o român. Era tatăl tău marinar, ceva? Nu, mi-aș fi dorit să fi fost un armator grec. Astăzi poate nu mai stăteam de vorbă. Eram undeva în jurul lumii cu banii făcuți de el. Din păcate a trebuit să-i fac pe eu un iact, așa, pe un iact, pe te ceva. Bătea briza în plete. Bunicii mei, bunica era din Kefalonia și bunicul din Pireu. Ei făceau comerț cu cereale pe prut în anii 1920-1930. Da, da, acolo veneau cu cereale pe prut și se stabiliseră
în Basarabia. Acolo au avut reședința lor și dacă mi s-ar da reședința în Basarabia, în Basarabia, deci acolo în, s-au stabilit. În Moldova de astăzi, în Basarabia, da, noastră. În Basarabia noastră, la Cahul. Dar cum au ajuns ei? În timpul războiului au ajuns. Timpul războiului au fugit și au ajuns în România. Mă rog, bunica a stat și la Fălciu, undeva lângă Bârlad. Bunicul la greci, căsătoria se făcea, bunicul, bărbatul trebuie să fie mai mare decât soția, cu minim 20 de ani, să aibă bani și de toate, să poată să o întrețină. Așa era mentalitatea. Minim 20 de ani? Minimum 20 de ani, că nu ți-ai nevastă să pui să muncească sau să facă ceva. Nevasta când vine acasă sau când tu vii acasă, că ea asta acasă, trebuie să fie frumoasă, aranjată, parfumată, să-ți fie drag de ea. Și ce mai faci la anumită vârstă? Aia e tânără, fierbe sângele în ea și tu... Reușești, îți dai seama, ai o nevastă tânără toată viața până la urmă. Păi după, da, ce... după aia ce te mai interesează ce se întâmplă cu ea când tu ești cu amic. Am înțeles, vai de capul meu. Așa era. În zilele noastre să înțeleg că ce se întâmplă în România astăzi, când fetele își caută bărbați potezi financiar cu... Până la urmă, sunt tradiții și obiceiuri. Obiceiuri. Trebuie să ținem cont. Deci s-au luat de la greci, să nu mai judecăm. Domne, sunt... Poate să spună domnișoarele respective că sunt cu origini din grecești. Bravo. Poate să... Și au încheiat subiectul. Bunicul era mai mare ca bunica cu 16 ani. Iar bunica mea mă spunea când eram copil, te blestem măcar o zi să trăiești cum am trăit eu. La vremurile respective nu înțelegeam. Dar ei aveau moșie, erau moșieri la Iargara, în Cahul. Aveau moșie, bunica călărea dimineața, se ducea la plimbare, ținea copii de suflet. Îi lua pe cei mai, care erau mai săraci, îi ajuta, pentru că nu a crezut că nu poate să facă copii. Și a rămas însărcinată cu mama când avea 38 de ani. Destul adică de târziu. După 18-19 ani de căsnicie. Și a crezut că e bolnavă. Și a venit un doctor tânăr și i-a zis, doamne, nu sunteți bolnavă, sunteți iepuroaică. Și vorbea cu accentul la moldovenesc și un pic grecesc, avea ceva. Și era un iz, era foarte simpatică și a reușit să o țin în viață până la 101 ani. 101 ani? Până la 101 ani. Mama a murit când aveam 19 ani. Ai longevitate în familie? Nu știu, că mama a murit când aveam 19 ani și avea 49. Și atunci am ținut-o pe bunica până la 101 ani. Și ea ți-a fost da. Na, a zis. Ce s-a întâmplat cu mama ta? De ce? Mama a făcut un cancer, eu am plecat la facultate. Te-ai făcut facultatea în Grecia? Am făcut un an aici, că amândoi părinții mei sunt economiști, au fost, mă rog. Tata e pensionar acum acasă și mama e unde e, la plimbare. Da, Dumnezeu acolo. E pe acolo. Și au dorit foarte tare să fiu economist. Eu am vrut să dau la teatru, am și dat, fără să știe ai mei, că se dădeau examene pe vremea mea în august. Te duceai și dădeai la teatru. Am fost la un spectacol, la un moment dat, cu comunitatea greacă, care mama a ținut foarte mult să fiu acolo, măcar să învăț limba greacă, știi? Să ai multe variante în viață. Și de mic, din 90, m-a dus la Uniunea Elenă, la comunitatea greacă din București. Am făcut dansuri, am învățat greacă, mă rog, tradiții, obiceiuri. Și și-a dorit foarte tare să învăț greacă pe vremea comunismului, când eu am crescut, m-am dus la școală și așa mai departe, n-aveam voie să vorbim și nu mi-a vorbit nici mama, nici bunica, nimeni nu mi-a vorbit în greacă. N-aveați voie să vorbiți în greacă? E foarte ciudat. De ce? Veneau, a doua zi aveai toată securitatea la ușă. O singură dată m-am dus la școală și am avut o învățătoare, dacă mai trăi și ne-o vedea vreodată, un pic mai comunist, așa de fel. Și m-am dus și am spus vreo două cuvinte. Asta la podcast, Malaca. Malaca în greacă înseamnă la bagiu. Și eu nu știam ce înseamnă la 6 ani. Iar nu știam ce înseamnă. Da. M-am dus, am spus pe la școală și a doua zi toată securitatea era acasă. Toată. Că ce limbă vorbește copilul, că de unde știe copilul. Și mama vorbea normal. Erau granițele închise, n-aveai voie să ieși. De unde ai învățat? Bunica vorbea moldovenești, adică nu se prindea nimeni că e grecoaică. Ea avea tot timpul... Dar ei au fost întotdeauna dintr-o familie ok, adică și-au păstrat și chiar și în, după când au fugit pentru război. Au venit în pielea goală. Și și-au refăcut viața de la zero. Și-au refăcut deși viața. Deși acolo trăiau regește. Regește. Exact cum îți spuneam mai devreme, bunica cu m-a calul, blestemat dimineața, cu... să m-a blestemat măcar o zi să trăiesc cum trăiau ei la Iargara în Cahul. Unde ca boierii de pe vremuri. Ca boierii de pe vremuri și să îmi spunea bunica că pleacă la cumpărături, pleca la Paris cu o sacoșă plină de bani.
Nu, n-au numărat în viața lor banii cosacoșă. Dintr-o dată după război au venit aici, vai și amar de capul lor, au trebuit să o ia de la început și întâmplător s-a născut și mama. Mama, între timp, la 38 de ani, e puroaică bunica, a venit și mama și atunci bunicul a murit când avea mama 10 ani, i-a căzut capul în ciorbă. A făcut infarct și hap. Și a murit pe loc. Și a murit a avut o moarte de inimă rea. Știi, că a pierdut tot ce a muncit toată viața. Un om foarte muncitor. Și a... Da, o poveste foarte interesantă. Uite, ai putea să scrii o carte despre viața lor. Aș putea scrie multe cărți, pentru că... Și o să scriu la un moment dat la bătrânețe. Da, pentru că este o chestie interesantă despre viața unor oameni, cum se poate schimba datorită, mai ales în perioada aia, cred că sunt foarte mulți oameni. Și mai ales în perioada asta, pentru că... Cu războiul din Ucraina, unde oamenii și-au de la zero viața. Și-au luat-o aici, de la zero, și-au trimis pe vremea aia, au reușit acum să... sunt multe oportunități și sunt ajutoarele acestea care vin din partea țărilor europene. Pe vremea aia nu era niciun ajutor. Dar pe vremea aia erai pe spinarea ta. Dacă aveai un ban în buzunar și îți permiteai să fugi undeva, mai ok. N-aveai unde să fugi pentru că n-aveai cu ce. N-aveai erau voie. Avioanele de astăzi, da. Era infrastructura de astăzi, ei și-au trimis tablouri, ce-au putut, au pus într-un container, într-un tren. Care a mai ajuns? N-a mai ajuns niciodată. Bunica a rămas doar cu câteva bijuterii pe care și le-a îndesat acolo unde și le poate îndesa o femeie când a fugit în timpul războiului, din care a trăit și a crescut-o pe maică-mea până când s-au redresat în București, venind. Mă rog, s-au refugiat la Prăjan, după aia au ajuns în București. Cam așa. Și în București, în ce zonă au stat pe vremea? Pe Avrig. Pe Avrig. Pe Avrig, așa, unde erau foarte multe familii care stăteau nemți, greci, evrei, de toate. Erau genul caselele cu toată lumea, la oaltă, cu curtea mare, cu același... Exact. Așa a copilărit mama. Da. Așa a copilărit mama, iar bunica s-a chinuit să o întrețină foarte mult pe mama, singurul ei copil dorit, venit târziu, neașteptat de altfel, s-a chinuit. Mama a terminat Mihai Viteazul liceu, a făcut facultate, a devenit economistă și a dus o viață. Și a învățat mama ta grecește de la părinți? A învățat grecește. Eu am rămas șocat după ce am terminat, că fac o paranteză, pe la 14 ani, după ce am terminat clasa 8-a și am intrat la liceu, mama a zis, hai să mergem într-o vacanță, puteam să ieșim, era după 90 deja, da. Hai să ieșim și noi într-o vacanță, mergem în Germania. Și hai să mergem să călătorim 3 luni de zile, te duce măta în Germania, ca așa îmi spunea, te duce măta să te plimbe, să vezi dracu lumea, că tot ce e în jur nu e bun. Cartea se învață și vizitând. Și de atunci mi-a rămas pasiunea. Adică mulți investesc în haine, în case, în mașini, de toate. Eu investesc în călătorii. Ce frumos. Atunci când pleci de aici, până o să vorbim și despre locurile unde ai fost și ce ai descoperit. Și m-a dus să vezi Germania. Să văd care Germania. Care o țară rece din punctul meu de vedere. Care nu? E o țară rece, dar pentru, îți dai seama, la 14 ani... Era ce impresionant că ești din țară. Tot, mi se părea granița genială. Da. Am plecat cu autocarul, ne-am întors cu trenul, dar... Da, maică-mea era... Ai fost doar cu mama ta sau și tatăl tău era? Nu, doar cu mama. Tata lucra. Tata este de meserie și toată viața lui a fost director și acum dă ordine. Adică el e acasă pensionat și așa tot... Diriguiește. Da, eu sunt astăzi angajatul. Cu ghilimele de rigoare. Trebuie să faci aia, trebuie să-mi aduci aia, trebuie să-mi duci aia, adică tot el e cu ordinele. Dar maică-mea nu, a fost distractiv așa. Și în Grecia ați fost împreună în formula asta, toți trei? Nu, n-ați apucat. O singură dată după ce am plecat. Mă rog, ți-am povestit că facem paranteze peste... Am dat la teatru, am prezentasem un spectacol, Adela Mărculescu, mare actriță. Da. Mi-a zis, ești simpatic, ai... Așa. Carisma, ai talent? Da, zice, dă-și tu la teatru, de ce vrei să faci? Zic, nu știu, aș da la teatru, dar m-am dus acasă și le-am spus la e-mail, vezi, deci că aș da și eu la teatru. Și n-avem pile și relații în domeniu, vrei să mor de foame? Faci AS, faci inginerie economică. Te faci economist. Faci ceva unde putem să ne descurcăm. Da. Încă erau vremurile 95-96. Încă erau și... Am făcut, am dat la teatru, am intrat. Mi-au zis, când le-am spus că am intrat la teatru, la stat am intrat, mi-au zis, zice, da, foarte bine, te muți la Măta Mare, nu bunica grecoaica, la cealaltă, din partea lui tatălui. Tatălui, da, care era bucureșteancă. Care era bucureșteancă, jet-be-jet, și mi-a zis, te muți la Măta Mare pe Chitila și te descurci, muncești, faci... Treaba ta, te întreții. N-a fost, la vârsta aia nu prea ești copți așa și nu tot ce zboară se mănâncă și nu... Ți-a fost greu. Nu mi-a fost greu, nici n-am plecat. Zic, să dracu, mă duc și am renunțat acolo, am intrat al treilea
și nu o să spun niciodată cine era sub linie și astăzi a intrat în locul meu. Și de mă ce? Bucur, nu o să spun treaba asta niciodată, este un pac făcut cu mine, dar mă bucur foarte tare că e un actor extrem de cunoscut și extrem de bun. Poți să ne spui cu ce generație puteai să fii acum de actori? Nu, cu cine? Nu-mi dau care seama sunt... de generație, chiar nu știu listele, știu cine a intrat sub linie, că nu o să uit niciodată, când m-am dus să-mi retrag dosarul, a venit să completeze dosarul, asta a fost, chiar nu știu cine era pe lista aia, n-am citit niciodată. Și m-am dus, am dat la inginerie economică, am intrat la inginerie economică, am făcut un an de inginerie economică, am învățat de metale, de tot ce vrei tu, de am făcut chimie. Bine, terminasem și liceu de matematică informatică. Eu asta am terminat. Așa, atunci info. Cumva erai... Da, a fost ok, am făcut un an, după care au apărut niște burse în străinătate, printre primele burse. Eu am aplicat la bursă în Grecia, am obținut bursă în Grecia și am plecat. Deci te-a tras cumva... rădăcina. Nu m-a tras rădăcina. Ai vrut tu să descoperi? Am vrut să plec. Am vrut să pleci. Am vrut să plec oriunde. Eram în stare să fac orice. Dar de ce? Nu-ți plăcea în țară? Ba da, îmi plăcea în țară, dar aia nu. Și te duci la teatru, ai intrat, nu, te duci, pleci, fugi. Aia nu. Am trăit toată viața cu chestia asta, la muncă nu l-am întins mâna. Deci eu cu asta am trăit, adică să zici că îți dă cineva ceva gratuit sau tata. Deși părinții tăi stăteau destul de bine financiar. Stăteau destul de bine, dar într-un fel astăzi le mulțumești, că poate chiar eram cretina. Și te-ai dus în Grecia pe această bursă? Da, mă dusesem și la TVR. Între timp puteam să... Înainte să pleci în Grecia? Da, înainte. Și ce ai făcut în TVR? Mă duceam la conviețuiri, la emisiune. Și am făcut mai multe lucruri. Ce faci acolo? Am învățat, era doamna Gabriela Popovici, o salut, care până la urmă ne-a învățat ce înseamnă televiziunea. Întotdeauna mi-a plăcut televiziunea, dar niciodată să o practic. Mi-au plăcut multe lucruri de mic. Și cum ai ajuns în TVR? Adică ai găsit un concurs sau ce? Nu, n-am găsit concurs. M-am dus la ceaiul de la ora 5. Era doamna Marina Almășan, făcea ceaiul de la ora 5. M-am dus cu ansamblu de dansuri grecești. Tu deja de atunci? De mic copil, din 90, la Uniunea Elenă, am fost în ansamblu. Asta de nu mi-ai spus, da. Am făcut de toate și ne-am dus, era doctorul Ion Lascăr, chirurgul, da. Așa, și mare iubitor de Grecia, de muzică grecească, și să-i facem o surpriză. Uh-huh. Și de acolo m-au tot luat, producător, redactor, hai să vedem ce face, și uite așa am ajuns la TVR. N-a fost nicio... Dar nici nu m-am gândit. Dorință. Da, dar nici nu gândeam. Un țel, vreau să ajung acolo. Niciodată, n-am avut și nici astăzi n-am țeluri de asta. Și la ansamblu ce făceați voi? Deci comunitatea Elena. Dansuri grecești. Și tu erai și solist și dansator. De toate. Și vă întâlneați, aveți o comunitate și da. De acolo mai departe mai mult ați ajuns la... Toată ziua dansam. Da. Dansam, am făcut... Sunt grele dansurile grecești? Sunt grele, nu sunt atât de ușoare, dar nu e, suntem în Balcani, că avem cam aceleași ritmuri, cam aceleași obiceiuri, tradiții. Da. Și la 14 ani nu mai aveam ansamblu și erau copii de 6-7 ani și i-am luat. Și de atunci am început să am ansamblu meu, cu ei am început, ei aveau 6-7 ani, eu 14, și astăzi sunt aproape 30 de ani de ansamblu Elas. Facem 30 de ani. Mulți înainte. De ansamblu Elas, pe care l-am făcut la 14 ani și îl coordonez și astăzi. Ce pentru tare. Că și totul voluntar. Totul a fost o chestie voluntară și astăzi... Din plăcere, din plăcere, din dorința de a face ceva. Știi, când ești mic... Bine, pot să fac iarăși o paranteză. Când aveam 5 ani, 4 ani și ceva, eram crăcănat mic, foarte crăcănat. Uh-huh. Și maică-mea, ca să... m-a dus la doctor să-mi repare picioarele. Da. Și era varianta pe vremuri să ți le rupă, să ți le bage în gips și să rezolve picioarele. Să și a spus drepte. Doctorul, zice, dacă ar face balet sau un dans sau ceva, se îndreaptă de la sine. Uh-huh. Și m-a dus mama la Rapsodia Română, la doamna Alexa Mogoșan, și am făcut balet. Doamna Alexa Mogoșan, pe care după aceea am rămas șocat să o văd într-un videoclip al Valahiei cu Banana. Ea fiind o super primă mamă, ballerina. Melodia veche cu Banana, da. Suzana, da, mi-ai furat. Și am făcut vreo 7 ani, 8 ani de balet la Rapsodia Română. Nu mi-te închipuiam că ai făcut balet. Da, eram slab, nu eram așa. Erai, povestesc când am început să mă îngraș. Așa, hai să trecem la povestea cu Grecia. Tu erai deja cu cântat, tu ai intrat și în TVR, da. Pentru că aveai acest ansamblu. Mi-a zis cineva atunci, zice, ar fi păcat să pleci. Uh-huh. Mi-am obținut bursa, am fost 11 români, primii bursieri cu bursă în Grecia la facultate.
Și zice, bă, ar fi păcat să pierzi, pentru că ai viitor în treaba asta și te putem forma și nu știu ce. Și zic, nu. Și eu... se cere, e o nișă destul de... aia era o nișă și la început de asta, de modern. Da. Și mă mulam. Adică era, eu mereu am fost ascultător, nu am zis nici nu, nici da, hai să fim pacifiști. Da, găsim o cale de mijloc și rezolvăm situația. Mie îmi place să caut soluția, nu problema. Da. O, dracu, probleme avem cu toți. Exact. Hai să cătăm soluții. Să ne mai certăm unii cu alții, pierdem vremea degeaba. Și până la urmă am plecat la bursă. Au fost poate cei mai frumoși ani din viața mea. A fost superb. Nu stai seama să pleci de aici, unde nu era nimic. Acolo toată lumea avea senzația când pleci în străinătate. România încă era considerată în vest țară din lumea a treia. Pe noi ne-au dus, când am ajuns la facultate, să facem analize. Inclusiv analiză de SIDA. În anii 97, vorbesc, 96-97. Mm-hmm. Noi nici nu știam ce înseamnă SIDA. Da. Și noi am făcut toată lumea acolo, așa, la coadă, la doctor, noi râdeam, glumeam, noi nu știam ce analize facem, da. Că ne-au trimis. Cum am ajuns la universitate, să facem o analiză, să ne se facă dosar. Și au fost cei mai frumoși ani din viața mea. Am muncit foarte mult, lucram, am lucrat toate joburile din lume. Deci nu exista job să nu... aveam bursă. Ce ai lucrat prima dată? Barman? Ce ai fost? Nu. Ajutor de bucătar? Mm-mm. Prima dată am fost, ne-a dus o colegă, și am făcut poze pentru niște costume bărbătești, un fel de fotomodele, dar noi... Modele, așa noi de... Noi eram vai de capul nostru, înțelegi? Am făcut acolo poze, după care ne-am angajat la la o buzuchea, în Grecia, cluburile. Așa. Sunt de obicei live, 100%. Da. Toată lumea cântă live, ies câte 5-6 cântăreți pe pistă, adică pe scenă. Pe scenă. Cântă, așa, pleacă, se perindă, vin alții. Exact, e o întreagă nebunie, se aruncă cu flori. Pe vremuri, până în 1981, se spărgeau farfurii. Au existat câteva incidente, farfurii sau... speciale, da? Și au fost interzise. Și atunci, acum se... din respect pentru artiști, cum la noi vine cu banul, fără număr, fără da? Număr, în Grecia vin tăvile cu flori și se aruncă cu flori pe artiști. E mai bine la noi. Pe cântări. Da. Da. Avantaj noi. Bravo, 10. E mai bine la noi. Mai bine cu... A, așa. Și... Că și florile sunt frumoase, dar cât să... Câte flori să dai. Da. Da, fiecare, nu, că artistul și ia bani, comisiuni din flori. Un platou cu flori este între 20 și 100 de euro. Adică îl cumperi platoul cu flori. Știi, vin Luludu, fetele care țin flori. Tu am te duci, cumperi. Și ai comisiuni de la flori. Deci ai, tot era totul e un comision. Foarte interesant și foarte și frumos. Și afară de asta, artistul când cântă pe scenă, alții mai avuți așa. Deschid șampanii la picioarele artistului. Știi? Și toți artiștii au câte un pahar, li se pune un pic de șampanie, dă noroc dacă cu masa respectivă. Auzi, dacă ești prea iubit la a treia cântare, ești beat de atâta șampanie. Îți dai seama. Dar e foarte, foarte mișto. Foarte adică interesant. Dacă mergeți în Grecia vreodată, o iei pe Codruța și mergeți la fost... o buzuchea. Dar n-am fost... noi ne ducem în... locurile astea cunoscute, unde se duce toată lumea. Am fost în Santorini și Mykonos. Da. Acolo și nu prea sunt... Da. Acolo se duce toată lumea. Este pentru toată lumea. Da. Sunt insule comerciale, sunt frumoase, cu ape foarte bune, dar cu prețuri adică pe care eu, de exemplu, n-aș recomanda să meargă lumea. Sunt prețuri acolo foarte mari, într-adevăr, și nu... De obicei, agențiile de turism îți recomand doar astea pentru turiști. M-aș nu, bucura să mă duc în satele... dau cu bani. Da, păi cam nu prea găsești, nu prea îți recomandă 200 de euro pe 26 locuri. Zim tu o zonă din asta tradițională din Grecia în care să te poți duce ca turist. Uite, te duci în insula, sunt trei insule care sunt și aproape de noi. Și pentru cei care, de exemplu, merg cu mașina și așa, nu vor să călătorească cu avionul sau vor să meargă pe un buget mai restrâns în da. familie, sunt insulele Skiathos, Skopelos, Alonisos. În Skiathos mai merge lumea. Avem și chartere directe. Hopa-țopa, unii chiar au băgat acum, vrei să pleci de dimineață până seara să stai într-o insulă, iei avionul la 9 dimineața și te întorci la 11 seara cu același avion. Foarte e charter. Costă dar mi-ar plăcea euro să merg în satele. Eu așa, de exemplu, mă duc grecești în caut unde melodii. Se... Da, să mănânc la ei. În să... Skopelos am găsit o melodie cântată de o bătrânică la poartă. Și am stat lângă ea să-mi o cânte de 2-3 ori. Care e dintre melodiile tale? Skopelomu se numește. Nu, uite că n-am înregistrat-o niciodată. Da? Dar la un moment dat o să o înregistrez. Și eu la ea am auzit-o.
După aia am auzit alți artiști care au înregistrat-o, au făcut-o mai modern. Dar eu am auzit-o pe bătrânica, pe bătrânica asta. Și am stat de vorbă cu ea. Asta mi-ar plăcea. În satele alea unde scot peștele dimineața, fac ei midile și... Apropo de Scopelos, și nu fac reclamă, n-am pe nimeni acolo. Da, uite să și caut să scriu Scopelos. Așa. Te duci în Scopelos și dimineața la 7-8 dimineața, mai devreme, la 6-7 dimineața, vin pescarii. Vin pescarii în port. Cu tot ce au pescuit toată noaptea și cei cea mai bună caracatiță. După care, dacă tu nu știi să le faci, există, să zic, câteva grătare așa puse ad hoc și ți le fac ei imediat și tu le iei gata făcute. Super. Ei, așa mi-ar plăcea. Acolo trebuie să te... Și în Grecia îi văd pe toți turiștii, că trecem de la una la alta. Păi toți se duc la Zakynthos, la... Să se ducă, foarte frumos. Și noi la fel, dar să știi că nu din cauza noastră. Dar știi unde te duci la tavernă în Grecia? Nu știi. Unde e cea mai urâtă tavernă? Unde vezi cel mai urât cotlon? Da. Acolo te duci, acolo întotdeauna grecii și ar trebui să învățăm și noi treaba asta. Mie îmi pare rău, că România chiar e o țară frumoasă și chiar m-am plimbat. Superbă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că prin activitățile noastre artistice chiar ne-am plimbat și am văzut țara asta în lung și în lat. N-am ajuns în Maramureș, dar va veni un moment în care voi ajunge. După podcastul ăsta o să fii cu siguranță și în Maramureș. Și chiar aveam, serviciile, știi, să vezi familiile alea. În Bucovina am văzut sunt... și în Ardeal. Familia au o pensiune. Să știi că sunt și la noi în Oltenia, s-a dezvoltat zona Gorjului și dacă vrei să duci să mănânci tradițional sau te duci spre Novaci, în partea de spre Rânca, că toată lumea știe stațiunea Rânca. Uite, trebuie să ajungem cu filmările cu matinal și populare acolo și n-am mai ajuns ca nins. Ei, am fost în în zona Gorj. Aia există chiar și cum să spun, staule de oi, unde ciobanii acolo stau și dacă te duci îți fac pe loc o brânză, bravo, un lapte, să dezvoltăm cât mai mult producția asta și în România. Mă, familiile să lucrez nu la noi, românul, el e patron. Da, el e patron. El nu lucrează. Nu. Da. El nu pune mâna, poți să fumezi dacă e podcast. Da, da. Da, oameni buni, trag... Din asta, cum se numesc? Nu contează, că să ne caute, să ne plătească și le spunem și cum se numesc. Știu oamenii ce fumăm. Aichiosăm, nu fumăm. Aichiosăm, noi nu fumăm. Adică astea au nicotină foarte puțină. Sunt mentolate. Mm-hmm. Mie îmi plac țigările și n-au nicotină ca o țigară normală, nu? Nu. Și ce că nu sunt atât de dăunătoare. Eu consider că totul e dăunător de la cap. Înțelegi? Pentru că așa aerul pe care... Da, te ajută, cred, că astea, mă gândesc că... Creierul mă ajută. Da? Da. În rest, aerul pe care respirăm sunt nopțe. E mai toxic. Mai e ceva bun astăzi, că mâncăm bio, eco, mou. Cred. Așa, revenind la lumea grecii. Și ai început să lucrezi în diverse... Am început să lucrez. Deci, am lucrat la o buzuchea, am curățat morcovi, castraveți. Deci erai la legume. Trebuia să învăț să parlesc. Știi, când nu știi să parlești corect. Da? Întâi trebuie înveți să vezi limba. La cei din spate de acolo. Trebuie să vezi limba și când nu știi limba, faci ce muncă poți să o faci fără limbă. Pozezi pentru costumașe, am lipit apțipilduri. De asta, știi, dacă îți pierzi cheile, pe vremuri, noi n-aveam încă. Cum se numește? Cel care îți desface ușile. Uite, îmi scap acum. Lăcătuș, da. Da, la ei se numește clidaras. Dacă n-am lipit de alea și mă alergau băia prin blocuri, dacă nu băgam prin lift pe peste tot și luai, nu știu cum să zic, în euro, 10 euro pe oră. Dacă era mult. Era, păi nu că Grecia era în mare dezvoltare pe vremea aia. 10 euro pe vremuri lua un constructor și muncea 10 de... 10 euro pe oră, dar nu vrei să știi că nu-ți dădea nimeni voie în bloc. Și sunai la sonerie și știam greaca pe care uitase mama, săraca, Dumnezeu să iert. Și băngăneam acolo, până la urmă unul îți deschidea ușa și în momentul ăla îi dădeai, lipeai pe acolo. După aia la buzuchea curățam morcovi și castraveți. Grecii, băieți deștepți, învățăm. Îți dau un cocktail sau ceva. 5 euraș era, nu mai știu cât costă, eu nu beau alcool. Da. Sunt împotriva alcoolului, dar fumez. Îți dădeam așa și lângă, într-un păhărel de la cum avem noi de țuică. Da? Spune, o cinzoacă. O cinzoacă, spuneam așa, niște morcovi subțiri, așa, bucățele mici de morcov, bucățele mici de castravet, date cu sare și cu mult oțet ca să consumi după aia, știi, să ți se facă sete. Și dădea ca un antreu. Da, ăla din partea casei. Din partea casei. Eu de la ora 6-7 după masa până la 5 dimineața, dacă nu am curățat tone,
dar luam 30-40 de euro. Măcar aveai spatulă din asta, culă din asta. Ce spatulă specială mai trebuia? Uite, știi cum e castravetele? Tot cu cuțitul. Și dădeai și trebuia să-l faci și bucățele de alea mici. Subțiri, că n-avea aparat. Să le pui acolo ca să ia omul când am și înțeles. Făceam boluri. Am observat că și grecii, dar și arabii sau turcii au chestia asta să-și atragă clienții, să le dea ceva din partea casei, să le aducă porția un pic mai mare. Costă să le dăm ceva uite, din partea casei? Noi românii, ușor, ușor am văzut că, exact ce spuneai și tu, în zonele tradiționale unde oamenii sunt afaceri de familie. Afaceri de familie, îți mai aduc. Dar te duci la un restaurant și pe lângă faptul că aștepți îți după o ciorbă, da, se uită și urât la tine. Îți dă două palme. Da, da, da. Hap, țap, ce mai mă și deranjezi. Da? Adică pe banii mei, dă-te drecu, ai mai vei pune aici, te deranjezi. Nu, nene, du-te, da. Marș. Așa. Cum să-mi faci așa ceva? Deci ai lucrat acolo, după care ce joburi ai mai avut? Am cântat. Ai cântat, te-ai apucat de cântat. Da, eu nu cântam. Nu? Și la un moment dat, în, ți-am zis că apăreau 5, 6, 7, 10 artiști pe așa, era și un albanez pe care l-a căutat poliția la un moment dat. Da. Cânta foarte bine om. Eu că, avansasem. De da, la... Tu mergeai acolo și ascultai ce cântă, învățasem și ceva. Da, avansasem, stai că da. Avansasem un pic la barman. Foarte tare la barman. Știi că se pune, bacșișul se punea la oaltă. Era da. Într-o buzuchea sunt cel puțin 5 baruri. Așa. De jur. Și pe tot bacșișul se aduna și se împărțea la fiecare barman la final. La toți oamenii. La toți care da. Lucrau. Și cei din spate și cei care... Dai seama. Și eu făceam, eram mic, drăguțel, așa frumușel, slăbuț, toate babele trăgeau pe la mine, că am un succes la babe să vină poliția, dar mie îmi sunt dragi, pentru că de-aia mi-am nu și bunica până la 101. În viață, mie îmi sunt dragi, pentru că până la urmă înveți de la fiecare om ceva. Exact. Și să știi că în momentul în care te place un om în vârstă, să fii mândru pentru că are experiență și a văzut bravo mult 10. În viață. Normal. Și atunci, când te place un copil care n-are experiență, na. Nu se știe dacă și veneau acolo la mine, gustul. Vorbeau, comandau și stai seama, îți lăsau 5 euro, 10 euro, nu știu ce făceai. Da. Poți și când vedeam că din tot ce făceam eu, 40, 50, 100 de euro pe seară, tu... îmi rămâneau 15, m-am apucat inima. Zic, nu, nu e bine așa. Și noi aveam pe vremea aia imerocamato, adică zilier, cum ar veni, că da. Luai pe seară banii pe care îi munceai, așa se plătea în Grecia pe vremea aia, aveam între 40 sau 50 de euro pe seară, era salariul tău. Da. Și îi luai în fiecare seară. Și mă duceam de să lucrez joia, vinerea și sâmbăta. Atât. Că vinerea dimineața la cursuri, mă duceam, vedeam perpendicular. Și nu puteam să lipsesc de la cursuri, că eram bursier. Și mi se tăia bursulica. Dacă știi, aveai, când iei banul, da, da, vezi da, și da, mai da. Mult. Da, da, trebuia da. Să faci... Așa e și aici. Dacă ai absențe, te-a dus cu bursa. S-a dus bursa. Și da. Ce, îmi ratam 600 de euro pe lună, păi îmi plăteam chirie. Tot. Nu ne dădeau case și astea. Astea le aveam noi. Aveam masă. La cantină aveam prânz și cină din partea universității și e valabil și astăzi. Mâncare foarte bună, inclusiv fructe de mare. Ce frumos, da. Una dintre cele mai mari facultăți din Europa este Aristotel University. Da? Și am avut noroc să... Și ai studiat acolo tot ce, economia sau... Nu, am studiat altceva. Am studiat filosofie, psihologie, pedagogie. O specializare în probleme psihice și sociale. Dar mie mi-a plăcut foarte tare și m-am specializat foarte... Mi-a plăcut ce am făcut. Mi-a plăcut și facultatea, foarte, trebuia foarte să fac interesant. Teologie. Și am zis, nu-i de mine. Eu da. Sunt mai porcos de fel, e de mine, cu taie, Doamne ajută, nu e. Nu e. Ce foarte trebuie. Bine că ai ales. După care am cunoscut toți teologic, colegi veniți de prin România. Și erau mai decât tine. Parfum, sunt sfânt. Mi se spune Sfântul Codruț și îmi și doresc să se pună în calendar. Atât îmi doresc. Sfântul Codruț. Sfântul Codruț pe 27 februarie, că atunci e ziua mea, o să fie singurul sfânt cu cruce mov. Eu dau dezlegare la tot. La tot. La tot. Au voie toți deci oamenii ziua să aia, toată lumea toată să facă lumea ce o să vrea. Fiu cel mai iubit sfânt în lume. Sfântul Mihalis nu există, Mihail da, și Gavril. Codruț. Dar Sfântul Codruț nu există. Eu uite, ne gândim, vorbim cu cei de sus de la să ne lase și pe noi să avem Sfântul Codruț ca să da, putem să facem doar ce cu unul. Știi, cu bărbosul de sus, doar la... cu el. Doar la sursă și dacă eu sunt sfânt, că la n-am Dumnezeu. Da. Mai departe, barman, cum ai trecut pe scenă? Am trecut, a plecat barman foarte bine, stai că la barman mi-am făcut, mi-am cusut un buzunărel la pantalon. Știi, la pantalon, că n-aveai voie cu nimic da. Când intrai în bar, mi-am cusut și mai băgam, ca să plec și eu măcar cu 30 plus încă 40-50 pe seară, era finuț, da. Știam de ce muncesc. Studem, mă, cât ești tânăr, trebuie să te descurci. Da. Și da. Buzunărelul de rezervă, pac, mai virai 5 euro, 10. Vai, dar ce mergea pe buzunărel, știi cum îi băgam, aveam o artă extraordinară, dar nu-mi pare degețele de subțiri? Nu, acum am niște cârnați. Că m-a dat mama săraca și la pian și a zis, doamna, doamne, ce să facem cu chestiile astea? Are noroc copilul
de pian. N-a mers, săraca mama încerca să mă dea, la italiană, la franceză, nu. Nu, eu, nu s-a prins. Nu. Așa, și? Și am ajuns, a plecat albanezul. Și l-am a avut cu poliția albanezul, cel care cânta acolo seara. Da, l-a căutat și noi, studenți, n-aveam voie, că eram cu drept de ședere pe asta, n-aveam voie să lucrăm. Da. Nu lucram la foarte alb. La negru. Și da. Cu câte de astea. Da. Și cum ne ascundeam și cu... poliția, fugeați. Câte WC-uri am spălat. Și... Cred, am făcut și asta. Ne-am luat și... am uitat de asta. Chiar am făcut și treaba asta. Da, era 30 de euro în plus. Am făcut. 30 de euro să speli WC-ul. Da, dar... am... De ce să nu fac? Adică tot acolo, la... Tot acolo. Nu, da. Și la altul. Și la altul. Am mai fost la multe. Cum se schimba sezonul. Foarte cum bine, ai și muncit. La un moment dat a zis, zice, ce facem că are program 8 melodii. Zic, vreo 4 le știu. Dar mai departe. Le învățasei când erai barman. Stai la bar, le înveți. Tu, da. Știi, tu când ai fost, că am fost amândoi la matinal și popular. Zim că nu știi piesele altora. Da, fără, da. Să, vrei, fără să vrei, la un moment înveți. Dat, da. Chiar dacă nu... Da, nici măcar nu ești atent. Ele cântând zi de zi, ca și când ascult. Și limba deja era... Limba am învățat-o cu greu. Cu greu, că una era să vorbim, să mergem la piață, să cumpărăm mere și piere, și alta era să vorbesc să de Aristotel și, să, și de Platon și de terminologie de facultate. La facultate ce am limba? Făcut un an de limbă. A fost cel mai frumos an din viața mea. Când te duci la universitate, nu știu dacă mai e așa acum, dar atunci... Dar cursurile erau predate în greacă? Da. Anul de limbă învățai limba ca să mergi la facultate. Deci era un an în plus. Am înțeles. Și în anul de limbă... Care era inclus tot în bursă. Care era inclus tot în bursă și am avut bursă dată de statul grec de la Ministerul Economiei. Și, așa, și revenim la cântat. Și m-am dus acolo și bă, câteva știu, n-am cântat în viața mea, doar. Dracu, adică spăl veciul și nu pot să fac asta. Și de ce era interesant? Că artiștii așa? Veneau când aveau programul, aveau câte o piese fiecare, luau 100-150 de euraș, după care plecau. Adică eu câștigam timp. Da. Nu mai era așa. Zic, ce o fi așa de? Și era Ianis, un moșulică, să îi dea Dumnezeu sănătate, care are vreo 90 de ani. Cu ce cânta? La Buzuchi. Buzuchi, așa. Da. Și ăla mi-a spus acolo, nu știu, do, re, mi, fa, sub, mi-a zis ceva. Și eu zic, mă întorc la el, zic, puf, despre ce vorbim. Zice... Dă-i, ia-te după mine. Nu. Și zice, tu cântă, că vin eu, știu eu ce am de făcut, tu cântă. Și mi-a fost frică, îți dai seama, era lumea acolo, grecii. N-ai făcut o repetiție înainte? Niciodată. Deci m-am dus direct din bar pe scenă. Mi-a schimbat cămașa. Și m-am dus pe scenă. Și zic, aia e, ce o fi cu Dumnezeu înainte. Și n-a fost rău. N-a fost rău deloc, adică m-am descurcat. Da. Și e un mare noroc la greci. Toți sunt atât de naționaliști, știu toate melodiile. Și le cântau odată cu tine. Și da, tu, dacă uitai ceva... Întorci microfonul, hap, da. Și s-a rezolvat problema. Și am făcut atmosferă, știu că eu mă zbântu, da. alea, așa, și a fost foarte bine. Și uite așa... Ai prins curaj. Și de la curățat castraveți și morcov, la WC-uri, la știu ce, la barman... Venea mașina, venea mașina. La 1 noaptea te lua și te ducea frumos. Erai șef. Da. Facultatea a mers bine? Foarte bine. Am mers facultatea, am terminat cu câți merite. 4 ani și jumătate am făcut facultatea, că așa era. N-ai venit deloc în timpul ăsta în țară? Ba da, la fiecare vacanță. Veneai. Cum era vacanță, cum bătătoreai și nu vrei să știi cum și era. Și ce făceai în vacanțe? În vacanță mergeam la mare. La noi, în România? La noi, în România. Aha. Mă întâlneam cu prietenii, că na, știi cum e când copilărești, ai gașca de după bloc. Și mama ta a prins perioada de facultate? Nu. După ce am plecat la bursă, m-a condus la autocar. Am plecat undeva în octombrie, la 1 octombrie, cred că am plecat. Așa, și cam pe 15 octombrie mi-a zis, vin cu taică tu să te văd. Să văd cum te-ai instalat. Și zic, mamă, vine mama, eram cu un coleg de apartament, i-am zis, păi, vin ai mei. Ce, lasă-mă că eu mă duc să dorm prin altă parte, ține-i pe-ai tăi aici, la noi, să nu dea oamenii bani, să nu... A venit mama, m-am dus, am luat-o pe mama și pe tata de la aeroport, au venit amândoi, au venit să vadă unde stau, mama mi-a adus un covor de intrare, zic, ce trebuie, a făcut mișto de mine, mi-a dat tata niște bani. Dar tu nu știai că e bolnavă, nu? Mm-mm. Nici ea nu știa. Nu știa. Și zice, am venit, am văzut, eu zic, uite, v-am pregătit aici să stați, să... A, nu, noi plecăm în croazieră. Și au plecat. Tata zice, vezi că-ți dau niște bani să nu știe. Mă, tata, mama, vezi că-ți dau niște bani să nu știe. Tata. Mie nu-mi convenea deloc. Deloc nu-mi convenea treaba asta. Zic, stai, nu știți că n-află nimeni. Da. N-află nimeni, toate secretele sunt la mine. Și au plecat. Zic, ia uite ce m-am străduit eu să fac curat. Deci nici prin gând nu... Și au plecat într-o croazieră care nu știu cât a ținut, chiar nu mai țin minte, vreo
săptămână, cred că au plecat cu un vas în croazieră, că și tata mea amintește și acum de vasul ăla. Și când s-a întors maica mea să meargă spre aeroport, zice, bă, nu m-am simțit bine pe vasul ăsta, mi-a fost rău. Zic, o, avea rău de mare. Și zice, da, cred că am niște pietre la fiere, ceva se întâmplă. A venit în România și de Crăciun am sunat-o. A, sunt bine, nu știu ce, ea era operată la spital, eu n-aveam de unde să știu, nimeni nu mi-a zis nimic. Nu ți-a spus. Nimeni nu mi-a spus nimic. Să nu te afecteze. Probabil, și nebun cum eram. Poate plecai, renunțai la facultate, la bursă, să vii acasă. Nu știu, și începuseră petrecerile studențești de Crăciun. Pe 18 decembrie, pe 19 decembrie și noi eram în anul de limbă. Aveam o lună jumate. În anul de limbă eram 30 de studenți din 20 de țări. Și ne împrieteniseră. Ce să învățăm noi greacă? Învățam engleză. Toți vorbeam în engleză între noi. Că și engleza o știam din filme, ce dracu făceam noi la școală mare engleză. Da. Și pe 20... decembrie mă sună o mătușă din America. N-am vorbit, cred că de copil nu văzusem pe mătușa din America. Și mi-a zis, ce faci pe acolo? Zic, uite, mă duc la o petrecere cu studenții din Spania, erau mulți din toate țările, studenți. Oraș de 350.000 de studenți, cu cel mai mare campus universitar din Europa de Est. Acolo distracții, petreceri. Tu habar n-aveai ce să întâmplă acasă. Și nici nu voiam să vin de Crăciun. Da. De ce să bat drumul? Că veneai cu autocarul, nu erau avioane. Da, și erau extrem de scumpe. Și greu pe drum. Și cu bulgarii să treci, cu racheți, mascați pe jos. Nu erau ferici. Mă, t-ai bolnavă și tu stai și te distrezi. Să poftim? Și m-am urcat în primul autocar, n-am înțeles, am sunat-o pe maică-mea, nu mi-a răspuns. Aveam, apăruseră telefoanele alea mobile. Și ea stătea în spital cu telefonul mobil, de la lung, de la dialog, de pe vreme. Mi-a răspuns, m-am dus, m-am urcat în autocar și am venit. Așa am găsit-o, m-am dus acasă. Nu m-a așteptat nimeni la autocar, făcusem 48 de ore până în România, acum faci cu mașina 7 ore. Da. De la București la Salonic, fix 7 ore. Atunci. Păi nu mai în vamă cât stăteai. Da. Și cât se dădeau cartușele de țigări și cu $5 în pașaport, student, trebuia să dai ca să treci. Obosit, rupt, m-am dus acasă, dar știi că la 19 ani nu prea obosești. Am găsit-o pe bunică mea, pe întuneric. Deci, mă, t-ai în spital de vreo lună, e răcită, numai... Nici bunica nu știa? Nu. Ce are exact? Nu. Și m-am uitat pe masă în sufragerie și am văzut niște bilete cu fundeni. Și am luat-o pe bunica. Că zice, unde te duci? Zic, pun suvă pe mama, dar nu știu unde e. Zice, nici eu nu știu la ce spital. Și am găsit niște bilete. L-am sunat pe tata, nu mi-a răspuns. M-am urcat în taxi cu bunica mea și ne-am dus la Fundeni. Eu pe vremea aia nu știam ce spital e Fundeniu. Că n-a avut să treabă cu spitalele în viața noastră. Și m-am dus acolo și am găsit-o pe maica mea tăiată de sus până jos, am leșinat. Eu, bunica mea, mai tare așa de fel. Și m-am trezit cu o perfuzie lângă ea în pat, în patul de alături, că avea o rezervă. Deci ai leșinat pe loc? Da, și de la oboseală și când am văzut-o tăiată de sus până jos. Și am întrebat ce are. O operase Irinel Popescu și am fost prima și ultima oară când am vorbit cu un doctor de așa și mi-a zis, nu mai sunt șanse și zic, pot să o iau acasă, facem Crăciunul și toate împreună, ceea ce nu făcusem de mult timp cu toții, că fiecare pe unde avea treabă. Da. Ce da? A avut un cancer galopant, nu știu, dat seama. La colon. N-a știut și mie mi-au spus să-mi fac niște teste atunci, că se presupune a fi fost să aibă cancer de 18 ani. Era, ce au făcut ei pe vremea aia. Și ea și-a dorit foarte tare să fie operată și a fost operată pe 1 decembrie. Doctorii au zis că n-are rost să opereze, că poate să ducă mult și bine, așa, liniștită. Dar ea și-a dorit foarte tare să se opereze. Crezând că poate are mai mari șanse. Așa, a adus un aparat din Germania să și-l pună pe ficat, pe nu mai știu multe, adică știu, dar n-are rost. Ca să vadă dacă are recidivat, s-a dus pe alte organe. Da. Și a venit. Și după operație, deci pe 1 decembrie... Am găsit-o în spital, am luat-o pe 22, să zic, acasă, am făcut Crăciunul și pe 5 ianuarie, la revedere. A plecat. Da. Pe 7 am îngropat-o, pe 8 am plecat în Grecia și nu m-am întors timp de un an. Nu te-ai mai întors? N-am vrut. N-am vrut, deși mi-era milă de bunică mea. Nu, că am aruncat tot. Eu mă rog, așa am simțit să fac atunci. Am făcut foarte mult curat. Să nu vin, să nu mi-amintesc. Știi,
când sunt lucruri grele, vrei să ți le ștergi din memorie. Așa, așa ai simțit așa atunci. Așa am simțit atunci, da. După care am venit, am învățat... Tata tu a rămas aici singură, da, să lucreze, da, în continuare? Da, a rămas singur aici. A fost un șoc, îți dai seama, dacă... Pentru toți. Pentru a toți. Fost un șoc. Să vii într-o vacanță, să simți rău și te duci la spital și... Da, s-a dus la un doctor, era un doctor, nimeni nu-i dădea, ba că are emoroid, ba că are nu știu ce pierderi, ba că nu știu ce, nimeni nu-i dădea de cap și era, maica mea era un om care pe toți la 6 luni ne ducea la doctor să ne facem analize, nu era hipocondră, dar spunea că așa e trebuie, bine, e, da, bine să le faci. Și ea care și le făcea pe toate, n-a avut noroc să-i descopere nimeni acest cancer și s-a dus la doctorul Pop, cred că așa se numea, unde te duceai să vezi până la urmă, bă, e ceva, era cel mai bun diagnostician. Uh-huh. De pe vremea aia, nici nu era aparatură, mă gândesc, câți ani sunt de atunci? Păi sunt, dacă vorbim de ani... 20 de ani. Mai mult. Da, nu era 30. Da. 20 și dacă eu am 44 și aveam 19, 25 de ani. Da. 25 de ani. 25 de ani. Nu exista... aparatură și nu existau atâtea... Nu sună populație. Da, da. Nu existau atâta, da. Îmi pare rău să aud. Și pentru tine a fost un șoc. A fost un șoc. Te-ai dus înapoi acolo. M-am și mobilizat. Știi? Că la un moment dat, când mă gândeam, mai că e greu, că m-am dus în primul, la primul curs la facultate, eu învățasem cu, în anul de limbă să merg la piață să, da, cumpăr castraveți și roci. Și primul meu curs la facultate a fost de filozofia și istoria științei. Păi când ăla vorbea de Karl Popper și de, nu știu, ce filozof, Kant, Heidegger, eu mă uitam ca la... Eu desenam. Eu nu înțelegeam o iotă terminologie și am vrut să mă las. Dar m-am ambiționat. Zic, bă, că maică-mea la un moment dat îmi spusese, las că dacă rămâi tu pe aici, nu știu ce, la bătrânețe venim și noi, luăm o căsuță foarte tare și așa. Toată viața am vrut să stau și eu în Grecia. Sunt grecoaică degeaba, da, că numai în România m-am născut, în România între... Și uite ce, la bătrânețe stăm și noi acolo frumos. Da. Deci îi plăcea Grecia. Da, eu am rămas șocat pentru că n-am auzit-o niciodată. Când a venit atunci în taxi să mă vadă cum m-am instalat în Grecia, în taxi a vorbit cu taximetristul greac. Eu n-am auzit niciodată pe maică mea vorbind grecește. Niciodată. Atunci a fost prima oară. Știa de la mama ei, de la părinții. Da, ce a auzit. Da. Știa 7 limbi străine. Vorbea fluent greacă, germană, franceză, italiană, engleză. Ea a fost economist și a lucrat la reclama comercială, singura firmă pe vremea lui Ceaușescu, care făceau tot ce înseamnă firme luminoase la magazine, manechinele, literele și tot. Și, ce tare, da. Toată nebunia. Publicitatea de astăzi. Publicitatea care de astăzi. Panourile și da, ce tot, există tot, astăzi. Tot, da, făcea, uh-huh, pe vremea aia la reclama foarte comercială. Foarte interesant. Și mă gândesc că vreau să revenim la Crăciunul ăla, ultimul Crăciun pe care l-ați... A fost un Crăciun extrem de simplu, pentru că niciunul dintre noi nu am crezut vreo secundă că se va întâmpla ceva. Chiar nu... Ea nu arăta rău, adică nu se schimbase, nu slăbise foarte tare, nu știu. Slăbise, nu avea nu arăta că... rău și în afară de asta, maica mea era foarte nebună și simpatică, nu își pierduse deloc din spirit. Simțul umorului. Deloc. Făcea mișto în continuare. Era mai slobod de la gură, i-am învățat toate prostiile de mic. Adică între mine și maică-mea era o relație nu de prietenie, de frate și soră. Mm-hmm. Adică toate prostiile posibile și ea nu m-a învățat să mă duc la școală și să zic, nu știu, cobori în jos, Luceafăr blând. M-a învățat varianta porno, știi? Da. La 4 ani pe aia o știam. Da, sau da, la 7 ani. Ea era de caterincă. Da, o mamă multă veselă. Multă caterincă, da. Foarte fă ce vrei, nu... Și a fost un Crăciun doar cu a fost un Crăciun bunica cu mine, și cu... cu mama, cu bunica, cu tata, am stat toți, am râs, am glumit, am făcut mișto și a sperat până în ultima secundă că va fi ok. Și în câteva săptămâni s-a curățat? Deci într-o săptămână maximum, de când am ajuns-o de la spital. A intrat am în găsit criză? Pe cineva, pentru că știam că atunci când ai cancer se moare în dureri foarte mari. Se facă... Da, cred că a fost prima oară când m-am dus la bibliotecă, la Biblioteca morfină, Națională. Nu? Pentru morfină, zici? Nu. Sau ce? O să-ți povestesc. M-am dus prima oară la bibliotecă să aflu despre cancer. Eu nu știam nimic. Păi tu știi ce înseamnă să fii tabula rasa? Da, că n-aveai de unde să știi. Și cred că am citit mai mult decât am citit vreodată în viața mea, că ziua acolo, 90% din zi, eu mă duceam la bibliotecă să citesc ce se mai poate. Bă, poate e ceva și n-am de... Speranța moare ultimă. Da. Și am găsit mătușii mea, ne-a găsit o doamnă indiancă, care îi făcea, nu știu, niște lucruri să nu moară în chinuri. Că la cancer se murea în chinuri, cel puțin da, așa se... Păi de asta spun, se face morfină până da, în ultimul moment. Nu a făcut morfină, cumplite. Dar a făcut, nu știu ce a făcut doamna aia, dar a murit liniștită și n-a durut-o nimic.
Asta e bine. Da, ne-a dat afară pe noi, pe mine și pe bunica mea, ne-a zis, voi ieșiți afară. A știut exact când se întâmplă. N-am putut să ies, bunica mea, am reușit să o duc la bucătărie, eu n-am putut să ies de acolo. A murit acasă, nu? Acasă, da. Și după aia am îngropat-o și am plecat. De ziua lui tata, de Sfântul Ion. N-a vrut să, nu voia să o vezi când moare, nu? Nu, a zis că nu, noi nu, că nu poate să se uite la noi, că nu poate să plece fără, privindu-ne pe noi. Și a zis să vină, să o citez, să vină dobitocul de tactul să stea cu mine aici. Deși în ultimul moment era... Pe distracție, pe Caterinca. Pe, da. Așa a fost toată viața. Și la școală, când eu m-am dus la școală. Ce frumos. În clasa 9 s-a dus mai mult. Ce înseamnă bucuria unui om de a trăi și demnitatea până la ultimul moment. Da, da, da. Și în clasa 9 s-a dus mama la școală când am intrat și s-a dus la ședință și a zis diriginta, vai doamnă, diriginta îmi spunea Codruț, vai doamnă Codruț, ce băiat bun e, ce bine învață, ce exact. În clasa 10 m-am îndrăgostit, n-a mai fost ce a trebuit. S-a dus mama, doamnă așa, știi, ea doamnă cu șofer, cu de toate și a nimerit culmea în bancă cum mama celei cu care eu aveam un pic de treabă prin parcul Iore, de Maichiulean de la Ore. Și a venit rândul maică-mi și... A spus maică, doamna Dumitrache, nici nu știu cum să vă spun. Nu știu ce se întâmplă cu el. 2-3, absențe de asta. Mama zis, a venit mama acasă. Tu, fire, n-ai bine să fie. Stai jos, ce să-ți povestească mama ta ceva? Mama ta de azi înainte la școală nu se mai duce. Never, never, înțelegi? În clasă, de așa, doamne, cu cocu mare, cu basmaua, pune grite de pământ, de tot. Mama ta o divă, da? Aranjată frumos. Alea mândre toate, eu sunt bancă, înțelegi? Sub bancă. Iată, înțelegi, avem două variante. Vii cu bacalaureatul luat cu medie peste 8.50 și vedem de facultate. Până atunci, n-ai mamă, n-ai tată, zic, aia glumește, mă ține și asta. N-am mai făcut, fost niciodată la școală și când o suna diriginta, închidea telefonul. Da, te-a tăiat de la porții, nu-ți mai dea bani, ce nu, ți-a făcut? Nu, mi-a zis mama, îți dă mama fondul clasei, fondul școlii. Dar diriginta să nu mai... Și îi trimite mama și un cadou pe an de ziua doamnei diriginte, îi trimite mama, unde e o piesă, un ceva. Dar să nu mă deranjeze. Ești dobitoc, rămâi dobitoc. Mă, după vreo 3 luni, când am văzut că nu-i de glumă cu nebuna, adică chiar a luat-o, i-a spus și lui taică-mi, nici tata, nu, nimic. Veneam acasă și spuneam, azi la școală am făcut. Marș, mă plictisești. Nu mă interesează. E un capitol închis. Treaba ta, ce faci? Și când am văzut că nu-i de glumă, a venit, m-a întrebat ce am făcut la bacalaureat, atât. Și a venit să se uite, da, cu mine la rezultate. Cum să spun, nu o frică, un respect în sufletul tău și ți era teamă să... Atunci să știi că mi-a câștigat, nu că mi-a câștigat, a trebuit să-mi dau seama, nici bunica mea, dacă și pe bunica mea, care eram ochii și viața ei, eu eram, da? Îmi dădea toată pensia, îți dai seama, dacă bunica mea, când mă duceam să-i spun azi, cum se duc copiii și spun ce dracu au făcut la școală. Da. Dacă bunica mea nu mă interesează, dacă și bunica mea, îți dai seama cât ea instruia. Și după aia am întrebat-o la un moment dat. Ce zodie era mama ta? Săgetător. Era pe 30 noiembrie. Da? Da. Și bunica mea berbec și taică-miu taur și o pește. Adică e perfect. Toate zodiile. Oricum nu cred decât într-o singură zodie, zodia om. În rest eu nu cred în alte zodii. Da. Era, e foarte înfipt așa, mă gândeam că e... Da. Deci nu, și după aia am întrebat-o, după ce am intrat la facultate în România, de-am făcut un an. Uh-huh. Înainte să plec în Grecia, de-am făcut inginerie economică, am întrebat, zic, mă, dar chiar așa să nu te intereseze? Îți dai seama că mă interesa. Da, dacă eu spuneam, tu tot dobitoc rămânei. Așa, la revedere, ia uite, vezi, singurel. În viață singur faci lucrurile. Nu ți le explică cineva. Dai cu fiecare capul. Părinte, vezi, are modalitatea lui. Da, și când am fumat prima oară. Te-a prins fumând? Da, m-am prins. La nu ce? M-a prins. M-a mirosit că n-aveam. Da. La ce la școală? Păi aveam vreo 17 ani și am fumat în baie cu colegi la liceu. Da, și da, a intrat da. Profesorul de matematică și a zis că o să ardem ca șoarecii. Și a sunat diriginta, m-a mai închis telefonul, că nu era... A, doamnă, știți că fumează. Nu mă interesează, puc telefonul și a venit și mi-a zis de acum încolo, dacă vrei să fumezi, vii și fumezi cu măta. Stai frumos cu mătacii, îți dă măta o țigară să fumezi, decât să fumezi 20 în fața blocului, că după aia intri în casă, mai bine fumezi una cu mine. Și n-am mai fumat. Că nu puteam. Că ți-a fost rușine. N-am putut să pun țigara în gură, nici cu mama, nici cu tata, n-am putut. De efectiv. Pentru vremea aia mă gândesc așa că era rebelă, era foarte deschisă, era toate nebuniile mele. În perioada aia nu erau așa părinții, trebuie să recunoaștem. Le-am zis că am fugit la un bairam odată și m-a urmărit cu bunica mea cu mașina, cu troleu, cu tramvai, să vadă unde mă duc la bairam.
Era super tare. Ai amintiri frumoase, îți place să amintești lucruri frumoase, da, despre mama întotdeauna. Ta. Ți-a rămas în imagine ca un om vesel. Da, da, da. Și, și probabil am moștenit-o la nebunie. Da, da, mă gândesc că ți-a și lipsit foarte mult în viață. Categoric. Probabil de-aia am și făcut tot posibilul ca să o țin pe bunica mea, care nu era nici a literă de lege. Adică, probabil nebunia s-a moștenit din generație în generație. Eu nu știu dacă o duc mai departe. Până acum, nu știu, doar din flori dacă exista ceva. Dar... Îți dorești pe întotdeauna viitorul copil? Întotdeauna mi-am dorit. Dar n-a fost să fie. Și n-a fost să fie, asta e. Da. Acum nu ne luăm... Dar mai ai timp. Dar rămâi tu copilul tău, știi? Ce da, zic? Dar mai ai timp. Și nu e, și nu e, bă, să știi că, nu e bătut în cuie. Da, să știi că am ascultat la un preot, cred că tot la un podcast, să nu greșesc. Și da, la un preot de la Muntele Atos. Și spuneam de cineva că își dorea foarte mult să aibă copii. Cred că am mai povestit lucrul ăsta într-un podcast și eu. Și copiii nu vin, unii oameni au copii că nu trebuie să aibă copii. Și cineva insista foarte mult să aibă copii prin rugăciuni, prin nu știu ce, și până la urmă prin doctori a făcut un copil care ulterior, peste ani de zile, deci a fost peste soarta ei să facă, acel copil a devenit un criminal și a omorât actualul soț pe ea, se recăsătorise, mă rog, au niște probleme și tot așa și... Da, să fie la ea acolo. Da, e o chestie foarte interesantă și asta spun că de multe ori în viață unii oameni sunt sortiți să aibă... Nu, trebuia să avem la un moment dat, dar aveam 18 ani și a rezolvat mama problema. Adică acum astăzi aș fi avut un... Un copil mare. Adică... De ce? Din prima ta relație ai avut o... Da, a fost, na, cum e la 18 ani, 19 ani nu gândești prea mult. Și ți pare rău acum? Mă, eu să știi, dacă vrei să spun adevărul, în inconștiența mea de atunci, eu am vrut, eu n-am zis niciodată nu. Eu niciodată nu zic nu. Eu n-am regrete, adică am făcut prostii, am făcut în lună și în stel. Dar n-am regrete, n-am nimic, știi, la școală. Dar regreți că ați... Nu, nu, așa a fost să fie. Uh-huh. Adică dacă tu regrești ceva din viață, înseamnă că n-ai învățat nimic. Uh-huh. Când suntem tineri, învățăm lecțiile și dăm examene. Mai încolo, dăm examenul și după aia învățăm lecții. Adică nu, dar eu atunci am ținut cu mamă să fie, să-mi zică mie cineva măta mare. Fă-ți viața, ești tânăr, da, n-ai da, terminat facultatea. Nu e ce trebuie. Fata, mă presupun că nu e ce trebuie. Nu e, nu e ce trebuie. Era dură? Nu-i plăceau fetele din viața ta? Nu, niciodată, nu. M-a lăsat, bunica mea era dură la treaba asta. Bunica mea era... Bunicii, bă, presupun că ai prezentat. Da. Da, și nu, n-a fost de acord. N-au ce scaute curvili cu burta la gura, ci la mine acasă. Bunica. Bunica, Dumnezeu da. Să o ierte. Era rali dracu, de curvili dracu, ci ca taci. Moldoveancă, da, da, bunica. Da. Și tatăl tău, care are acum, câți are? Tata are acum 76. Oh, mulținete, nu e în vârstă. Nu. Adică se, presupun că se ține bine. Nu se ține bine, e ca un copil acum, am eu grijă de el. Ai grijă de el? Da, da. Tu muncești foarte mult, trebuie să revenim la povestea ta de viață. Îmi plac poveștile despre familie, mai ales când... Poveștile colaterale. Da, când sunt lucruri atât de interesante, sunt oameni care se întâlnesc, soarta li se schimbă, uite cum, fără să vrei. Cum povesteai de mama ta a murit de la aceeași vârstă cu bunica mea, mamei mele, care la fel a aflat că are un cancer, s-a operat, nu i-au spus că că acea tumoră e cancerigenă, de fapt, și a mai trăit 3 ani de zile și la 49 de ani a murit plângând. Da. Da, uite, vezi diferență. Mama ta a murit veselă, da, iar mama mamei mele a murit plângând că nu și-a văzut nepoții sau stiluri de viață. Da, nu s-a gândit niciodată, mi-a dat... exact înainte să o iau din spital atunci mi-a dat, m-a rugat să o duc până la baie și am dus-o, deși eu ajungând atunci am leșinat, m-am trezit cu o perfuzie de la oboseală, eu și petrecusem așa, ea s-a ridicat pentru prima dată să închidă lumina să pot să dorm, dar eu n-am dormit. Pentru tine? Da. Și după aia am ajutat-o să meargă la baie și atunci mi-a zis, în viață trebuie să faci aia, nu iei bani de la ăla, adică mi-a făcut o listă milimetrică pe care o știu pe din afară și astăzi. Deci, care crezi că e cel mai important lucru pe care ți l-a scris în lista aia, de care nu ar trebui să faci rabat, să te abați niciodată? Mi-a zis să-mi trăiesc viața la maximum, să nu mă gândesc niciodată la consecințe, să nu mă gândesc niciodată... stai să văd cum le împachetez, că mi le-a spus altfel și trebuie să le dau frumos.
să mă plimb, să mă plimb cât mai mult. Să vezi lumea, să-ți bucur sufletul. Da, să-mi văd lumea și să nu mă intereseze niciodată de ce spune lumea. Să-mi văd de viața mea și să nu mă uit niciodată în gura lumii. Să fac doar ce-mi place și asta am făcut toată viața. Asta probabil a văzut că de mic. Eu niciodată n-am făcut ceva ce nu-mi place. Niciodată, nici în meserie, n-am făcut rabat, n-am făcut compromis, nu. Dacă îți place, faci, dacă nu. Da. Mai departe, tu te-ai terminat studiile în Grecia, da, ai revenit în țară și te-ai reapucat de cântat și de... Nu. Am revenit în țară. Am revenit în țară, nu reveneam. Adică rămâneam, o duceam bine. Da. Era ok, acolo am dat, cum se dă la noi, titularizarea, am dat și acolo. Și puteai să predai acolo. Puteam să predai, am reușit să mă duc să prind un post în Mykonos. În Mykonos să predau texte filozofice. Foarte tare. Exact atunci, după ce am dat titularizarea, mă rog, la ei se zice diorismos, îmi luasem și cetățenia. A venit un telefon de la Ministerul Economiei, nimic nu întâmplător în viață, de unde avusesem bursă, să mă întrebe dacă vreau să merg în România cu un proiect fare. România trebuia să adere la Uniunea Europeană. Și Grecia câștigase, culmea, un proiect despre combaterea evaziunii fiscale în România. Zic, domnule, eu am terminat facultate de balet, că voi știți ce astea am terminat, da? N-am făcut evaziune fiscală. Eu am făcut balet, filozofie, îți povestesc, te psihanalizez, vorbim despre copii, am făcut limba neogreacă, predau greacă, mă trimis pe mine să combat evaziunea. Nu, că trebuie doar să coordonez. Director, coordonator de proiect fare. Zic, la 24 de ani eu coordonez proiect fare de 4 milioane de euro, nu știu cât era. Da. Și am ajuns la Garda Financiară. Am ajuns la Garda Financiară și am coordonat acest proiect fare după ce am învățat un training de 3 luni și am venit la mine acasă pe un salariu de Uniunea Europeană la 24 de ani. Destul de mare, cred, la vremea aia. La vremea aia, cum să spun, era 1000 și ceva de euro plus 400 de euro pentru cazare, păi stăteam la mine acasă, plus încă 200 de euro pentru nu știu ce. Deja plus... era... Și ajungeai pe la vreo 3000 de euraș la 24 de ani după ce termin facultatea. Păi mult, și eu mă duceam enorm. În Mykonos, profesor de texte filozofice, îmi dădeau 750 de euro pe lună. Ăla era salariul de deputat. Era deci mai triplu. Curățam niște castraveți și morcovi și mai cântam un pic ca să meargă treaba bine. Și nici nu știai că nu erai la tine acasă. Da. Și maică mea nu mai era, bunică mea era bătrână. Am pus în balanță și aveau nevoie de mine. Adică era nevoie erai să fiu acasă. Acasă, da. Taică mi-a intrat într-o depresie după ce a murit mama. Adică se complicaseră un pic lucrurile. Nu că le-aș fi făcut eu față, dar oricum știi că oamenii se maturizează când dau de greutăți. Iar probabil această schimbare pe mine m-a maturizat foarte repede. Adică am știut, am început să învăț în care îmi sunt prioritățile, știi, să nu mai o iau flendura. Și m-am întors. Și așa m-am întors la Garda Financiară. Și cât ai stat pe... 2 ani jumate am stat la Garda Financiară și în acești 2 ani jumate, întâmplător, m-am plimbat pe la o librărie la un moment dat, mai mergeam pe la emisiuni, așa. Tot cu ansamblul pe cu care... Cu ansamblul pe care l-am lăsat și l-am coordonat l-ai în reluat. Continuare. Nu. Veneam în fiecare vacanță cu concepte noi cu... și așa mai departe și făceam cu ei, cu dansuri noi, cu ce trosneam mie mintea. Și m-am întâlnit cu un producător din Antenă, prietenă bună, de altfel. Ce faci, mă? Ai venit pe aici? Zic, da. Ce te-am mai văzut pe acolo, pe acolo... fac un proiect, nu vrei să vii în juriu, zic în jur pe cine, că eu cu juriu, eu care sunt pacifist și nu-mi place să dau nici în ăla, fiecare om e cu viața lui și am învățat de mic, nu mă interesează ce zice lumea, nu mi-a interesat, și zice, uite că o să dau atât. Opa, s-a schimbat situația. Da, filmăm marțea. Și uite așa m-am și dus. Și care a fost prima emisiune? De la Folclorul Contraatac. Și ai fost în juriu sau ai fost prezentator? În juriu. Da? N-am prezentat, nu. Nu? Nu. Prezenta, primul sezon n-a fost cu noi, n-am fost noi acolo, de-abia din sezonul 2, în primul sezon nu mai știu cine a prezentat, știu de Andreea Bănică. Și cu Ionu Zălenescu. Bravo. Da? După care din sezonul 2 a venit Pepe. Da. Și iată ce am făcut gașcă frumoasă, am făcut noi acolo și filmam câte două emisiuni marțea. Da, da, da. Și s-au suferit mai multe moduri. Cel puțin pe final. Cât ai stat acolo? Cât ai avut? Mult. Câțiva ani au fost, nu? Da. Și știu că... Ai fost și național la un moment dat? După aceea, am fost și la B1, am avut o traiectorie așa, m-am tot plimbat. Peste tot. Dar niciodată nu m-am dus eu.
Înțelegi, tot timpul a tras lumea de chemat, mine. Da. Da, niciodată nu m-am dus. Și de o vreme, ca să ne ducem spre final, că ne așteaptă și Gabi cu mâncarea, cred. A ajuns Gabi, prietenul nostru? Așa. Avem și temi că mi-e o foame extraordinară și am zis să nu mâncăm. Păi eu am venit după matinal la tine, trebuie să spun adevăr. Da, și ești nemâncat nici tu, că la matinal... Da, eu sunt aici. Ce, tot cu ceaiul? E la matinal? A. Nu? Și ceai și cafea. Am mai mărit. V-am mai dat în plus, da, vezi, pe vremea nu, cerem noi. Cerem noi. Cum e la Edno de vreme? Cu Lavinia? La Edno... Tot cu Lavinia am lucrat și eu. Da, tu cu... Da. Târzianu. Și tu cu... Merge niște pâine. A, așa. Mănânci cu pâine? A. Nu? Bagea? N-ai treabă. Nu. Foarte bine. Eu n-am știut unde vin, dacă vreau adevărul. Chiar n-am știut. Eu la Edno fusesem, ne prezentai tu aceeași emisiune, prezenta George, da, la vine. N-ai fost de multe ori, ai fost? Nu mai știu. Ai fost, parcă. N-am fost, o dată de două ori. Da. Mă suna Lili. Vin? Japana. Vin. După care... Hai că mi-ai făcut poftă. M-a sunat Scoica. Până vine Gabi. M-a sunat Scoica la un moment dat. Așa, Dana Scoica. Da, Scoica. Mai zice, vezi, din toamnă, nu știu ce, nu vrei să vii la Edno, la... Din toamnă, adică mai erau două săptămâni, trei. Și ce să fac, fată, eu acolo? Da, ajung, mă, că o să fie mișto, ne distrăm, da? Sic. Nu știu dacă... Pe Dana tu o știai din Stars, cred, că ea a fost... Da, o știam de mult pe Dana. De la Antena 2, dinainte. Dar n-am fost prieten, să zici că cine știe ce, vai ce vorbim, ce ne confirăm. M-am dus la emisiune și cum te invită producătorul sau redactorul. Exact. Te duci, bună ziua, bună ziua, la revedere. Corect, îți faci treaba ta de artist. Da, că vreau să fac alta așa, vreau să fac și să modernizez un pic, să nu mai fie doar cu popular, să fie cu de toate, să fie un matinal ala. Mic, sora mea, ce caut eu la Edno? Nu-i de mine, eu sunt nișa mea, pe nebunim. Asta vreau, să fii tu. Nu vreau să vii să vorbești Marioara Murărescu și altele cu așa. Da. Să fii tu. Da, cum ești zic tu? Eu, în general, sunt doar cum sunt eu. Da. La mine nu m-a schimbat nimeni niciodată. Că aici pot să spun, după atâția ani de experiență, că o emisiune de succes sau un proiect de succes, 90% contează entuziasmul. Da. Restul e butaforie. Și bucuria cu care 90% ții sus emisiunea. După care este echipa. De unul singur nu faci nimic niciodată. Da. Este o concluzie pe care am tras-o. Așa dacă n-ai echipă, dacă n-ai oameni mișto, de la dacă n-ai la sunet, la orice. Toată echipa aia trebuie să fie și complet. Și să fie atmosfera bună. Să fie atmosfera bună. Și dacă nu e atmosfera bună, entuziasmul tău trebuie să se vadă. Da. Știi? Acolo, să fii tu natural, nu știu, mulți, eu am văzut o groază de emisiuni la viața mea până acum vreo 10 ani, când am încetat să mai mă uit la televizor. Mai trag cu ochiul. Mai trag să văd ce pentru se întâmplă. Pentru tine, ca și moderator, să vezi ce se mai întâmplă. Da, dar nu-mi place. Știi că dacă te uiți mult la alții, ai tendința să... Să zic, ia să fac și eu așa. Da, și ceea ce nu e bine, te-ai dus pe copcă. Te-ai dus pe copcă și nu mai ești tu și la revedere. Ce-ți mai dorești tu de la viața acum? Ai făcut foarte multe, deci nici nu mă așteptam să... Eu am mai vorbit cu tine, dar nu mă așteptam să ai un parcurs atât de interesant. Deci chiar ți-ai trăit până la vârsta asta. Da, și îmi trăiesc în continuare. Toate experiențele, nu mai vorbesc de cele personale, că presupun că ai făcut tot felul de nebunii. Am făcut și fac în continuare. Așa, dar și profesional, ai încercat tot felul de lucruri, ai văzut, ai fost pus în diverse situații. Da, și ce nu mi-a plăcut. Ce-ți mai dorești tu acum? Ai 44 de ani și o spui cu seninătate, noi bărbații oricum ne spunem nicio treabă, vârsta. Mi se pare o prostie să vorbim, să nu ne spunem vârsta, fie bărbați, fie femei. Până la urmă ăștia sunt și n-ai ce-i face, altul mama. Nu mai face. Nu mai face, bravo. Ce vrei să... Nu știu ce mai vreau. Nu știu, mie îmi place să mă surprindă viața. Ai țeluri așa? Nu mi-am pus niciodată. Mama, am un obiectiv să mă duc înainte. Deși, cel mai greu lucru, și eu știu pe asta și am învățat-o de mic, cel mai greu lucru pentru un om e să știe ce vrea. Când știe ce vrea, totul ți se deschide strună. Păi știu ce vreau în general. Vreau să-mi fie bine. Ca orice om pe lumea asta, vreau să-mi fie bine și să le fie bine și celor din jurul meu, să fie fericiți, uite, să vin să te văd fericit, să nu te plâng, să... ca să-ți meargă bine, bine, știi? Da. Să vezi oamenii în jurul tău că sunt ok. Când îi vezi pe tot, mulți, mă uitam și de când fac și aici la Edno și înainte emisiune, bă, dacă unii se plâng, sunt sare inima în ei de bucurie. Bă, de ce mă bucură de succesul omului? Da. Că vine fericit la tine. Capra vecinului la noi în România e treaba asta. Înțeleg, bă, dă-i de mâncare caprei. Și mie la fel, îmi place. Ține o capră și dă-i de mâncare caprei. Și le mai spun oamenilor, dacă ei sunt bine și noi artiștii suntem bravo! Bine. Pentru că ne cheamă la evenimente, bravo! La veselie, la bucurie. Poți spune tot ce poți de bine de un om. Da, da. Deci eu vreau să mi se întâmple lucruri bune. Eu vreau să mi se întâmple o mâncare
că nu mai pot de foame. Sper că vine Gabi. Vine. Bă, dar proste să fie primit. Cu ajutorul lui Dumnezeu mâncăm și astăzi ceva. Mâncăm și astăzi ceva când vine Gabi, dar să nu uiți la final să mă ajut cu o semnătură și cu un gând. Cum s-a terminat? Păi eu n-am povestit decât 5% până aici. Mai vii? A, mai nu mai vii odată? Păi vin, vin. Mai vin. Gabi, nu mai veneai. Vă salut cu respect. Da, și noi. Să trăiești. Lunii, cred că ar trebui să fiu revergorat. Da, revergorat? Cum zice, cu ce vrei să te revergorăm? Cum zice da. O tovarășe de pe TikTok. Ia și tu acolo. Bă, da, ce ai făcut aici? Primit? Ia să vedem. Ce avem? Am făcut un strip de pui, din piept de pui fericit, care îl găsiți la noi la... E fericit. Da, e fericit, e bio. Vezi? Fără e hrănit natural, este crescut la fermă, fără stres și în aer liber. Deci putem să luăm cu mâna așa, Gabi? Absolut, fără niciun fel de pâine, peștele și așa se mănâncă cu mânuța. Da. Și sosul ăsta ce? Și am făcut și un sos tzatziki, ținând cont de rărăcinile de Da, bun mai bun. Da. Tzatziki e cel mai bun sos ever. Merge cu de toate. Mhm. Să aveți poftă. Mulțumim mult de tot. Să nu uiți să ne aduci și coșul. Vă aducem, îl avem aici. Mâncăm coș. Niciun invitat nu pleacă fără coș. Pentru tine. Îmi vine coș? Mezeu, da, pe cum? Bă, dar proste să fie primite? Ți-am spus că nu vii degeaba. Dar nu contează, oricum veneam. Eu, mi se pare frumos, dacă ai timp și poți, când te sună un prieten sau cineva. Da, mă, te duci. Care-i problema? Ai văzut toți ăștia vedete? Dar cu cine sunt în emisiune? Cu mama de la Belu, mă, cântați amândouă. Nu pot să văd cum e programul. Ia ce bine arată. Dar să le spunem telespectatorilor. Așa. Mă rog, privitorilor sau youtuberilor sau jumări, din jumări, făcute ca acasă la ceaua. Aș mânca non-stop. Deci știi cum astea? Da. Le bagi în tigaie cu pic de untură și le încaier cu 5-6 ouă. Dar știi, dar astea sunt bune rău. Dar le avem și noi la emisiune. Da, știu că le avem și noi la emisiune. Adică dar le puteți prepara și cu mâncărică. Cu varză, fasole. Sunt atâtea modalități de a le prepara. Mi-e plac așa cu ceapă. Așa sunt cele mai bune, tradițional. Bune, rău, avem și lebăr, avem și un lebăr. Și tobăm. Avem și un filet de porc copt. Bă, da, prostem. Avem și o ceafă de porc coaptă. Coaptă, coaptă. Mai avem natural. Slălină fiartă cu usturoi. Avem un crânat tăiat la bardă, adică măcelărește. Uh-huh. Tăiat cu bucăți mari, nu din ăla păstuit sau mai știu eu cum, condimentat exact așa cum trebuie. Sper să fie pe gustul dumneavoastră. Bă, e pe gustul meu cu siguranță. Doamne, mănâncă de la mici, așa. Da, absolut. La dimineața, când am mai lipsit Lavinia, a trebuit să spun că de obicei ea spune sponsorii, că tot vorbeam de Lavinia. Un om la care ți-a mâncat. Mulțumim frumos. Eu spun la Mircea Măcelar, dar spun așa cu mândrie pentru că sunt mâncăcios. Da, e, da, dacă nu mănânci și chiar dacă oamenii nu gustă, poate mulți n-au încredere în noi, dar chiar sunt niște produse extrem de bune. Eu până să-i cunosc, eu nu mâncam mezeluri. Nu? Nu, pentru că am mâncat într-o perioadă când eram mai mic și mi-a făcut rău. Și de atunci aveam mezeluri. Da. Și vreau să spun că are un piept de rață extraordinar. Îl știm. Pe care mi-l dă și îl mănânc. Eu nu pot să trăiesc fără mezeluri. Și am zis, când ne-am cunoscut prima dată, zic, mănânc, dacă eu mă simt ok, pot să vorbesc despre lucrul ăsta. Dacă nu, nu pot să, mai ales când e vorba de mâncare, să promovezi un lucru care nu îți face ție bine. Știi cum au fost scandalul cu fetele alea cu cremele, au promovat cremele și s-au umplut astea de bube. Da, să se umple ele de bube. Ți-a plăcut? Eu, te-ai simțit bine? Da, cum să nu. Eu, mai vii? Da, mă, vin când vrei tu, eu vin. Doamne ajută să avem timp să facem cât mai multe lucruri. Și eu vreau să mănânci. Mănânc. Să mănânci tot și după aia. Dar m-ai întrebat de la Vinia. Așa. M-ai întrebat de la Vinia. Uh-huh. Și mi se pare normal să spun. Și am venit, am acceptat proiectul, după ce de două ori am zis nu. Uh-huh. Ai știai cu cine prezinți? Nu. Nu știai. Încă era casting. Nu știu ce era, nu, chiar nu știu. Eu știam de tine, de la Man, de la Cosmin Man. Îl salutăm pe Cosmin. Și au mai fost câțiva. Nu știu, nu, nici nu mă interesează. Și la un moment dat mi-a zis de la Vinia. Eu pe la Vinia o știam de la... Venise la emisiune, dar o știam de la nunți, când ne întâlneam. Ea e de la noi, olteancă. Și atât mi-a zis Dana. Zice, ți-aduc o bombă sexy. Zic, poftim? Ce e super fată. O să-ți placă rău. Zic, Dana, măcar înainte de emisiune să mă văd odată. Să o cunosc, să da, știu despre ce e vorba. Știm, da. Am ieșit la o cafea, eu sau ea, nu mai știu, ne-am grăbit, n-am apucat să deschidem gura și ne-am văzut în platou, la prima emisiune. Direct așa? Da, direct așa. Și există o chimie între noi foarte bună. O conexiune bună, da.
pentru că și eu și ea suntem îngăduitori unul cu celălalt. Și și eu și ea știm că în echipă ne este mult mai bine. Și ne înțelegem foarte bine. Cum merge proiectul? E ok? Merge proiectul până, nu știu, când o să ai tu difuzarea podcastului? În august. În august. Asta. Nu o să mai fie proiectul în august. Luați vacanță în august. Luăm vacanță în august, iar din septembrie vom avea un proiect nou. Tot împreună. Tot împreună. Tot la Edno TV. Tot la Edno. Tot la Edno TV. Foarte bine. Da. Eu sunt cu minte. De exemplu, m-am dus profesor la școală, sunt de 18 ani la școală. Adică eu sunt cu minte. Unde mă pui, eu stau. Da. Deși mi se oferă. Cine nu a făcut matinală, poate că nu înțelege. Este cea mai grea emisiune. Este grea, dar mie îmi place. Mie îmi place să mă trezesc dimineața. Eu sunt un om matinal. Uite, eu cu dimineața... Mie îmi place să mă trezesc dimineața. Vreau să mănânci tot. Îți mulțumesc tare mult că ai venit. Și ne mai vedem. Să salut și pe Codruța Tiza mea. Da, o salut și știi că te iubește. Da, și îmi recomandă și filme. Da. Vezi că a văzut unul corean acum. O să-ți trimită. Băi, a stat până... Dimineața la 4 m-am trezit că se foia. Și mă uit, băi, e 4 dimineața. Nu-ți vine să crezi cum e filmul ăsta. Dar poți să asculti coreană sau îl mutați pe engleză nu, pe ceva? Nu, coreană, nu e bine să-l muți. Eu am făcut desene animate, dublaj de desene animate. Nu, dar e o limbă un pic ciudată, dar merge. 5 ani, cu chineză, știi că dublai personajele din chineză. Uh-huh. Și auzeam în cască, în căști, uh-huh, chineza, iar eu trebuia să vorbesc în greacă. Făceam dublaj pentru Grecia și Cipru. Am făcut mai mult, am făcut peste 380 de seriale. Iar eu dacă mai aud chineză, coreană, japoneză, mă spânzur. E foarte fain film. Da? Da, bine, o să-ți dau și ție un desen animat de ăsta, să-l pui în ureche și să ai un personaj, că mereu aveam personaje care vorbeau și măcăneau. Și am avut un arici, care ariciul ăla în chineză, asta auzeai, iar tu trebuia să vorbești pașnic și să-i faci vocea lui ăla, când schimbam într-un serial 20 de voci. Îți dai seama, tot timpul trebuia să fiu alt personaj. Da. Și după 5 ani de chineză în urechi, mă scuzați. De unde ai făcut asta cu desenele? Aici, în România. Da? Uh-huh. Mamă, dar mult ai făcut. Trebuie să ne mai întâlnim o dată. Dar mie îmi place să muncesc. Ne mai întâlnim și mai povestim. Și ne mai gătește Gabi ceva, că tare bun e. Bun rău, bun rău totul aici. Asta ți-l pun aici să le iei la final. Da. Nu, alea sunt cele mai importante. Să știți că dăm coșurile, că toți invitații la după ce se terminăm podcastul, zic, luați coșul. A, păi chiar pe bune? Nu, dar eu îl iau oricum. Da, la mine nu e o problemă. Da, tot vorbea pe treaba asta. Mă, da, am învățat de mic, dacă mi se dă. Așa, eu mie îmi place cu pomana. Mie îmi place cu pomana. Eu iubesc pomenile. Da. Iubesc coliva. Nu știu de ce, dar am făcut coliva. Vezi că fac o colivă bună. Și eu la fel. Eu a trebuit să-i fac. Eu pun și stafide. Nu rom. Stafide. Că nu-mi plac stafidele, dar și pui și un pic de biscuiți. Se pune? Hai să gătim într-o zi. Facem. Hai, fac eu o colivă și faci tu una. Facem la concurență. Cum se numea emisiunea la care mama mea gătește mai bine. Bravo. Mama ta gătește mai bine. Facem o găteală. Vali Mihalis. Așa, să vedem care e face mai bun. Și Alex dă verdictul. Alex, îți place... Darian. Darian, îți place coliva? Eu cu coliva n-am treabă. Multă nucă și nu prea mult pisată, adică să o simt, știi? Nu ca să fie simțibil. Da, nu... Ca la țară. Aha. Până-mi eu... Cu rom. Până-mi eu, la revedere, scuzați-ne. Mi-era o foame, n-am mâncat nimic. Vreau să... Să fac loc să-mi scrii ceva. A, aici scrie lumea? Da. Bravo. Ce simți tu să rămână pentru amintirea noastră că ai trecut și îți mulțumim tare mult. Mihalis ești un atât om extraordinar. Să ne fie bine. A, așa, bravo, uite ce frumos. Dragii noștri, să vă fie bine. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. Sper că nu v-am deranjat. Și bunătatea e gratis. Bravo. Sper că nu v-am deranjat sau nu v-am făcut mare poftă, dar ne era și foame. Am ascultat o poveste extraordinară. Promit că o să mai vină Mihalis Codruț, cum mi se spunea în copilărie, să ne mai povestească lucruri interesante, pentru că avem nevoie de oameni pozitivi, de oameni care privesc frumos din orice unghi al vieții. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Ne vedem în fiecare vineri la podcast, atât cât se va putea și cât avem timp, cu Mircea Măcelaru, care de fiecare dată Dumnezeu sănătate. Ne ajută și datorită dumnealor facem acest podcast. Foarte la Safir bine. Suntem și astăzi. Pe săptămâna viitoare noi continuăm să mâncăm. Rămâneți cu noi.
răsuna valea, în sat mă auzeam.